produse alimentare expirate sau comercializate în condiții improprii, țigări vândute la bucată și articole de îmbrăcăminte din magazinele second hand, nedezinfectate sau sortate. Sunt doar câteva dintre neregulile semnalate de către comisarii de la Protecția Consumatorului. Din nefericire, nu sunt singurele deficiențe constatate de aceștia în săptămâna care a trecut. Practici înșelătoare legate de prețul de vânzare, comportarea incorrectă în relațiile cu consumatorii, funcționarea unităților în spații neautorizate, neindicarea prețului de vânzare și a prețului pe unitatea de măsură, nu se afișează orarul de funcționare la aceste unități. În urma neregulilor sesizate, au fost sancționați contravențional un număr de 41 de operatori economici, valoarea amenzilor depășind suma de 23.000 de lei.